Bună dimineața! Bună dimineața, România, și bine te-ai trezit și astăzi alături de noi. Este marți, ce a fost mai greu a trecut, ziua de luni. Dragilor, vă invităm și astăzi la o cană de cafea, de ceai, de ce preferați alături de noi aici pe TVR3 la Regional Cafe, dacă nu pe pagina noastră de Facebook Bună dimineața Moldova, sau dacă nu online mediatvr.ro sau www.tvrplus.ro. De ce? Pentru că diminețile împărtășite sunt cele mai frumoase dimineți, mai ales dacă sunt împărtășite cu oameni dragi, iar nouă chiar ne sunteți dragi. Să știți că astăzi este mare, mare sărbătoare, e trecută cu cruce roșie în calendar. Sfinții trei ierarhi, Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, sunt prăznuiți și separat în luna ianuarie, însă sunt prăznuiți și astăzi pe 30 ianuarie. Motivul pentru a le descoperi creștinilor că nu este unul mai mare decât celălalt. Și sunt câteva reguli pe care ar trebui să le respectați în această zi. În primul rând, nu trebuie să faceți curat. V-ați trezit, nu faceți patul, mergeți direct către serviciu, bine, după ce ne urmăriți pe noi. În această zi e o sărbătoare a reconcilierii. Acum se împacă rudele după lungi dispute, iar toate proiectele comune concepute în această zi vor aduce prosperitate în căminul acestora. E o zi în care n-ar trebui să împrumutați lucruri din casă. Nu e bine, pentru că va fi pagubă dacă împrumutați astăzi. Deci nu împrumutați bani, nu împrumutați obiecte, nimic altceva. Și tot astăzi, asta e pentru mine și pentru Roxana, mamele se roagă pentru norocul fetelor de măritat. În ziua praznicului, fiecare mamă care are o fată de măritat respectă sărbătoarea, nu prestează munci gospodărești și se roagă la biserică pentru norocul fiicelor sare. Da? Deci așa să fie, să respectați întru totul aceste reguli. Dragilor, vă invităm alături de noi pentru că în această oră vom vorbi despre o expoziție video a studenților de la Universitatea de Arte George Ionescu din Iași, ca mai apoi să povestim despre Gala Premiilor Asociației Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România, o gală mai mult decât specială, cu premii la fel de speciale. Însă, înainte să ne întâlnim cu Roxana Gorcioaia, vă aduc o informație așa de ultim moment din evenimentul regional al Moldovei. Demisie neașteptată la operă. Sfârșitul lunii ianuarie a adus și încheierea unui mandat la conducerea Operei Naționale Române din Iași. Cosmin Marcovici a decis ieri să renunțe la postul de conducere al Instituției de Cultură. Acestea sunt informațiile, nu comentăm ca să nu creăm loc de speculații. Mergem la ea, Roxana Gorcioaia. Bună dimineața, Roxana! Bună dimineața! Deci ai auzit ce trebuie să facă mamele astăzi dacă vor ca fetele lor să se mărite și știi că trebuie să respectăm și noi niște reguli. Fetele tinere se roagă și țin post pentru a avea o căsnicie fericită. Post negru astăzi, da? Eu cred că dacă nu facem nici curățenie, nici nu știu care sunt șansele, dar... Nu știu, dar oare se mai caută în ziua de astăzi femeia gospodină? Cred că se caută. Uite, și noi ne-am trezit de dimineață, suntem niște gospodine într-un alt sens, pentru că aducem informații, iar noi te urmărim la știri, ca de fiecare dată. Tragedie într-o familie din localitatea Păltiniș, din județul Vaslui. Doi copii de un an și 8 luni, respectiv de 3 ani, au fost răniți grav după ce camera în care se aflau singuri, a izbucnit un incendiu. Fetița a fost transferată cu elicopterul la Iași, iar băiatul a fost trimis la spitalul de Arș din București. Incendiul a izbucnit în jurul orei 13, când cei doi copii erau singuri în casă. Mama spune că era afară să hrănească animalele și nu a lipsit mult. Când s-a întors, a văzut fum și flăcări în camera unde se aflau cei doi copii și a strigat după ajutor. Au sărit vecinii și până la sosirea pompierilor i-au scos pe cei doi copii. Tu erai afară la animale? Și părintele și tată? Și el tot afară. Și el era singur în casă. Eu și mai am un combaiet, el a dus și acela e grav. Și acela e grav, nu? Dar ce i-a făcut? A lăsat focul? Ne supraveghea? Ce a făcut? Nu știu ce a făcut. Din păcate, copiii au suferit arsuri, unul dintre ei deosebit de grave. Băiatul de 3 ani are arsuri pe aproape tot corpul și a fost transferat la București, dar prognosticul este foarte rezervat. Fetița de 1 an și 8 luni are arsuri pe doar 13% din corp și a fost transferată la Iași cu un elicopter al Ministerului de Interne. O fetiță de 2 ani adusă de la Vaslui cu arsuri pe membrele superioare, membrele inferioare și la nivelul feței, transportată cu elicopterul la aeroportul Iași, preluată de ambulanță cu medic și adusă la spitalul de copii. Cât de ample sunt arsurile și care-i prognosul?
procentul de suprafață arsă este de aproximativ 13%. Profunzimea nu este foarte mare. Prognosticul va fi bun. Pompierii au reușit să lichideze repede focul, care nu s-a extins la întreaga locuință. Incendiul se manifesta într-o locuință, la diverse textile, îmbrăcăminte și lingerii, în fază mocnită. S-au degradat în urma producerii incendiului un televizor, o ușă, un geam, un pat și 12 metri pătrați de tencuială. Cauza probabilă a incendiului a fost jocul copiilor cu focul. Autoritățile au început o anchetă pentru a stabili dacă a fost vorba de neglijență din partea părinților. În anul centenarului și monumentele istorice din Turda vor fi reabilitate. Mormântul lui Mihai Viteazul sau Castrul Roman, locurile în care s-a scris o pagină din istoria noastră, vor fi transformate în adevărate muzee în aer liber, astfel încât să devină o atracție pentru localnici, dar și pentru turiști. Turda este locul unde își doarme somnul de veci voievodul Mihai Viteazul, cel care la 1600 a înfăptuit prima unire a țărilor românești. Aici se lucrează intens la finalizarea mănăstirii care poartă numele voievodului, o replică a mănăstirii Mihai Vodă, ridicată chiar de voievod la București. În același timp se amenajează obeliscul, dar și parcul din împrejurimi. Investițiile sunt finanțate în parte cu fonduri de la Agenția de Dezvoltare Nord-Vest, iar lucrările la drumurile de acces sunt incluse în planul de mobilitate urbană realizat din bani europeni. Ținând cont de faptul că acolo există și o mănăstire care în acest an al centenarului va fi și finalizată și sfințită, va fi și o scenă foarte interesantă pentru a putea avea loc spectacole acolo, vor fi și foișoare și de așa manieră încât vizitatorii să aibă ce vizita acolo, iar într-un circuit turistic global interesul nostru este să putem să ținem un vizitator al municipiului Turda, cât mai mult în Turda. Cel mai important monument arheologic al Turții este castrul Legiunii a 5-a Macedonica, ce datează din anul 168. Întins pe 23 de hectare de teren, este cel mai mare castru de legiune din Dacia Romană. Și aici se vor face lucrări de amenajare pentru ca ruinele să fie puse în valoare. Vor fi amplasate panouri informative, dar cel mai important este că acest parc nou, Castru Roman, presupune și include amenajarea și marcarea suprafeței a principalelor drumuri din interiorul vechiului castru. În anul centenarului, cei care ajung la Turda pot vizita Salina sau Cheile Turții, dar și Castrul Roman sau Mormântul lui Mihai Viteazul, unde se pot bucura de o lecție de istorie în mijlocul naturii. Da, pentru că tot nu avem voie să facem mai nimic astăzi, da. Deci curățenie nu facem, mâncare nu facem, ne plimbăm, da, și e vreme frumoasă de plimbare, minus un grad este acum în acest moment la Iași, dar uite ce temperaturi frumoase, dacă ne ajută colegii noștri și ne arată harta, 9 grade la Târgu Neamț, 11 la Piatra Neamț, 7 grade la Suceava, 7 grade la Rădăuți. Și în sudul țării, la fel de frumos, 3 grade la Caracal, 4 la Alexandria, iar în vest, ceva grade cu minus 2 grade la Timișoara, 4 grade la Oradea. E frumos astăzi și e vreme numai bună de plimbare. Da, pentru cine nu are de mers la... nu trebuie să meargă la serviciu, nu are de mers. Păi, dar nimeni nu muncește astăzi, toată lumea stă acasă, să uită la noi. Cum ar fi să avem liber tot timpul când e o sărbătoare în calendar? Ar fi mai mult decât interesant. Știi că oricum se spune că noi românii avem foarte puține zile libere față de Occident. Așa că nu ne-ar strica zile în plus la care noi să muncim. De ziua mea, ca oamenii să fie zi liberă. Să știi că eu gata, sunt setată, trebuie să vină primăvara. Mi-am luat bluză cu flori și de acum încolo trebuie să vină primăvara, mai ales că suntem pe final de ianuarie. Apropo, astăzi este ziua în care s-a născut Ion Luca Caragiale. Bine, este trecut în certificat pe 1 februarie. Dar este născut într-o asemenea zi. Îți mulțumim mult, Roxana. Da, să fie o bască de mariner înseamnă că... Da, da, domnul Goie să fiu. Domnul Goie să fiecare zi. Mamică, mamare, mamițică. Rămâi alături de noi, Roxana, pentru că avem subiecte interesante ca de fiecare dată și uite, am invitat alături de noi studenți și profesori de la Universitatea de Arte George Enescu din Iași. Bună dimineața și bine ați venit la noi. Astăzi se deschide expoziția de lucrări video a studenților
studenților specializării fotografie, video, procesare computerizată a imaginii din cadrul Facultății de Arte Vizuale și Design a Universității Naționale de Arte George Enescu din Iași. Mamă, cât am avut de spus! Așa, din de dimineață. Bine ați venit la noi și felicitări pentru această expoziție. Cum sunteți? Cu emoții? Nervous, cum ar spune? Obosit, pentru că aseară am rămas până târziu să terminăm de montat toată expoziția și ne mai avem un pic, 10 metri de finisat, dar... Bine, dar în general pentru artiști se știe că pe ultima 100 de metri se muncește foarte, foarte tare, se pierd nopțile. E la fel și în teatru. În apropierea premierei nu mai contează că e 12 noaptea, că e 2 dimineața. Important e să fii acolo și lucrurile se iasă foarte bune. Despre ce expoziție discutăm? Cum se numește în primul rând? Este o expoziție de lucrări video a studenților. Expoziția se numește Video 2. Este al doilea gen de expoziție video pe care îl susținem în cadrul Departamentului Fotografie, Video și Procesare Computerizată a Imaginii. Prima expoziție având loc acum 7-8 ani în urmă. Când tu, Andrei, erai student, da, eram în postura lor atunci. De precizat că tu ești coordonatorul acestei expoziții acest moment. Da. Cu o subtemă, The Edge of Simple Things sau La limita lucrurilor simple, o temă destul de, pe cât pare de ambigu, destul de simplu de înțeles conceptul. Cum să zic, în general artiștii caută lucruri profunzime în lucruri foarte complexe, da. Și caută sensuri în acea profunzime. De data aceasta, artiștii caută profunzimea în lucrurile simple. Avem și noi imagini cu ceea ce ați făcut voi. Da, sunt imagini din procesul de lucru din interiorul galeriei, aparte de la universitate. Da, de cele mai multe ori lucrurile simple ajung și cel mai bine la public, nu? Da. Pentru că nu trebuie să facem așa sau așa. Dacă exact, important să înțeleagă toată lumea, adică mesajul să fie canalizat în așa fel încât publicul, atât specializat cât și cel nespecializat, să poată să atingă mesajul pe care voi artistul să-l transmite. Adina Panainte, tu ești în anul 3, da. Iar tu, Andrei, ești în anul 1 master. Deja. Spuneți-ne puțin de lucrările voastre. Ok. Majoritatea lucrărilor presupun un act de performativitate în fața camerei. 80% dintre proiecte sunt performative. Da. Restul 20% sunt proiecte interactive în care privitorul, vizitatorul galeriei poate face parte din acel proiect. Poate interacționa cu imaginea, cu... Trebuie să ne explicați și ce înseamnă performativ, că sunt poate anumiți oameni care se uită la noi și... Performativitatea în fața camerei reprezintă folosirea limbajului corporal pentru a transmite un mesaj oarecare. Da. Deci ești tu acolo și e o poveste care... Îți folosești corpul ca instrument de narativitate. Așa cum folosești camera video pentru a capta imagini, folosești corpul pentru a reda anumite emoții. E mai mult decât interesant ceea ce văd eu. Unde sunt filmările? Unde sunt făcute? Nu știu. Aceasta însă ceva. Care mai de carte? Mai de care? Câți studenți expun începând astăzi? 9 studenți expun, 8 de la fotovideo anul 3 și unul singur de la master, eu. Da. Aceștia sunt Eduard Verde, Adina Panainte, Crenguța Gâtin, Silviu Bacariu, Elena Ionuță, Diana Butnaru. Să nu uitați pe cineva. Să nu uitați lista. Pe cineva. Cine a făcut acest clip? Acesta este proiectul lui Eduard Verde. Este un proiect performativ în care vorbește despre meditație și cum percepe el meditația, punând-o în contradicție prin spațiul foarte aglomerat și el care performează în acest spațiu. Măi, să știi că are dreptate și eu de multe ori meditez așteptând tramvaiul, că îl aștept cam o jumătate de oră. Ai timpul de ajuns să meditezi și să privești lucrurile și din această perspectivă. Da, meditezi fără cuvinte. Treci în cealaltă dimensiune. Aici e și mai interesant. Probabil e un fel de... Reinterpretarea cinei... Cinei, da, cinea cea de taină.
În da. Cultura selfie-ului. Da. Corect. Avem și tot felul de produse. Acuie, știi cineva? Haideți-le și... E o lucrare a Crenguței Gâtin, o studentă din anul 3, colegă a Adinei. E o lucrare destul de interesantă. E o interpretare după cina aceea de taină, dar reactualizată, readusă în discuție, nu doar prin prisma modului execuției colajului digital, ci și prin... împrumutul acesta al gestului, al selfie-ului, tot ziua facem fotografii, ne facem fotografii, suntem ușor narcisiști. Clar, clar, de mult. Și contaminează opera respectivă și o readaptează. Mai mult decât interesant, când și unde putem vedea această expoziție? Începând de astăzi până când? Până pe 7 februarie. Da. În fiecare zi de la 10 până la 4. La galeria? Galeria Aparte. La galeria Aparte. Universitatea George Enescu. Contează și la note această expoziție, spune-ne tu. Sincer, contează pentru că sunt proiectele lor care, da, pe sunt care le-au... Da, proiecte personale. Da. Pentru facultate. De ce ați făcut totuși acest proiect? Mai ales că sunteți în sesiune, adică e o perioadă grea. Păi acum a fost liberă galeria. Da. Dar oricum este foarte important pentru un student în această etapă să expună și să fie vizibil. Da, pentru studenții de la foto, video sau chiar de la arte ar trebui să expună cât mai mult în galerie, să aibă contact cu expoziții și cu foarte mulți artiști, pentru că le ajută în viitor. Vă ajută Andrei? E un profesor bun? Da. Le pun bețe foarte mai mult. Pentru cei ce nu știu, dar deși probabil foarte multă lume știe, Andrei Kozlak este unul dintre, cum să-i spun eu așa, e foarte prezent în lumea teatrului, pentru că în ziua de astăzi, în teatrul românesc, nu știu dacă mai există spectacole și fără videoproiecții, și atunci el a avut șansa bine meritată de a lucra cu mari regizori, începând de la Radu Afrim, Silviu Purcărete și multe alte nume importante. E prezent acolo și prezent nu doar în Iași, prezent în întreaga țară. Deci studenții chiar au ce învăța de la tine, cu siguranță. Cum e relația voastră? Pentru că sunteți toți foarte tineri. Cum vă înțelegeți cu momentan profesor? Eu nu sunt studentul lui Andrei. Da. Am fost. Da. Momentan avem o relație în afara facultății, mai mult de prietenie. În facultate așa, între prietenie și profesor. Am o filozofie foarte clară, că suntem la facultate și lucrăm. După aia putem să stăm, să râdem, să glumim, dacă nu e de lucru, e de lucru. Frumos, așa. Serios. Da. Domn profesor, foarte fain de altfel. Lucrați la proiecte și în afara facultății? În câteva cazuri, da, colaborez cu studenți în situația în care ei au nevoie de mine într-un proiect sau eu am nevoie de ei într-un proiect și în principiu e foarte bine să existe această colaborare, pentru că există un soi de experiență care poate fi cumulată și un context la care ei se pot expune. Și, adică pot să performeze, să lucreze într-un context validat deja. În facultate ne simulăm, greșim, ne permitem să greșim, dar în genul ăla de context unde avem tot felul de logistică performativă, toate condițiile ca să facem performanță, acea experiență e o absorb. Dar sunt cazuri izolate, adică nu lucrez cu toți studenții. Da. Cu cei care sunt și foarte interesați. Care sunt interesați, exact. Da. Din ce vă luați feedback-ul după o astfel de expoziție? Vin oamenii la voi și vă spun, mi s-a părut foarte interesant, aveți parte de aplauze, așa cum se întâmplă în teatru? Sunt mai mult decât curioasă, tot timpul m-a fascinat acest domeniu, pictură, artă plastică. Cum vine feedback-ul? Păi vine foarte diferit, din cauza că nu tuturor le place ceea ce faci sau au păreri diferite fiecare. Și... sau poate nu înțeleg de multe ori. Da. Și vin și vă întreabă ce ai vrut să spui. Au curajul să vin să întrebe? Întreabă. Da, mereu întreabă. Pe lângă asta mai avem și statement-ul expoziției pe care pot să-l citească. Descriere, da. Da, da. Și dacă nu mai înțeleg ceva,
îi ajutăm să înțeleagă. Asta în cazul în care vin la vernisaj, când adică majoritatea, la deschidere. Da. Majoritatea cazurilor îți dai seama de succesul unui proiect, văzând publicul care stă în jurul lui. Foarte mult public stă de obicei în jurul doar unui singur proiect. Aha. În cazul celorlalte proiecte sunt mai puțini oameni. Eu îmi doresc să fie vorba despre proiectele voastre. Hai și mai ales că avem astăzi niște cartoline la fiecare proiect și privitorul poate să ia cartoline la fiecare proiect pe care i-a plăcut. Da. O să-mi ia cu el acasă. Dacă mă gândesc bine, pentru tine, Adina, e anul licenței. Da. Oho, oho, multă baftă, multă baftă. Iar mulțumesc. Tu mai ai puțin până la disertație. Da. Ce urmează după? Ce vreți voi? Master. Evident. Și apoi da. Libertate. Da. Acum, mă gândesc în unde. Dacă în Iași, dacă în țară, dacă... Nu știu. Cum e facultatea din Iași? Profesorii sunt foarte, foarte prietenoși. Adică s-a creat o relație amicală. Adică nu sunt foarte obiectivi. Adică... Obiectiv sunt, cu siguranță, că vă pun notele pe drept. Da, la note, da. Sunt dar foarte când, calzi, probabil, cu voi. Da. Când vorbim despre proiecte sau chiar și probleme de ale noastre, ne înțeleg, sunt foarte prietenoși. Sunt acolo, sunt. Ne ajută foarte mult când avem vreo problemă. Mereu sunt gata acolo să ne ajute. Să fie mai dur, clar. Nu e adevărat, sunt... Profesorii sunt destul de duri, să spunem așa. Asta nu înseamnă că noi nu o să mai fim la fel de noi înșine, disciplinați. Da. Vă mulțumim foarte mult de prezență. Încă o dată le reamintim celor de acasă, începând de astăzi până pe 7 februarie la galeria parte de aici din Iași, puteți viziona și vizita expoziția, cum se numește? Simple the... Video 2 at the simple at the edge of the simple things. Da, la limita lucrurilor simple. La limita lucrurilor simple. Ei sunt câțiva dintre studenți și coordonatorul acestui proiect, Andrei Coslac. Vă mulțumim, multă, multă baftă, vă mai așteptăm la noi și acum rămâneți cu noi pentru că facem revista presei. O să fie interesant. Luăm pulsul presei împreună! Bună dimineața! Bună dimineața de nou. Tu chiar crezi că vine libertatea după... Ce? După master, apropo de ce ai... Nu știi cum se spune. Cei de la Vama Veche aveau un vers. Libertate, frate... Da, după facultate. După facultate vin facturile. Uite, facturile vin, într-adevăr, în pagina 3 din evenimentul regional al Moldovei. Facturile la întreținere sunt umflate cu peste 100%. Un articol despre sumele exagerate pe care ieșenii ajung să le plătească la întreținere fără niciun control din partea autorităților, scrie evenimentul regional. Citiți mai multe detalii despre ce se întâmplă cu aceste facturi și ce au descoperit autoritățile în pagina 3 din evenimentul regional al Moldovei de astăzi. Uite, apropo de scumpiri, am și o informație din vremea nouă de Vaslui. De la 1 martie, Societatea de Transport Public a Municipiului Vaslui, Transurb, propune majorarea tarifelor la abonamentele de pe liniile de transport din oraș. Astfel, de la 66 de lei pe lună pe o singură linie, abonamentul va ajunge la 80 de lei pe lună, în timp ce abonamentul pentru două linii crește de la 80 de lei la 94 de lei. Se vor majora și abonamentele pentru elevi de la 33 de lei la 40 de lei. Se introduc și abonamente de o săptămână, două sau trei săptămâni la solicitarea vasluienilor. Această problemă se va discuta și în prima ședință de Consiliul Local, care este programată pentru ziua de mâine. De ieftinit nu se ieftinește nimic. Niciodată. Uite, din pagina 6, tot din evenimentul regional, o femeie din Neamț a intrat în rândul sfinților catolici și să știți că este prima româncă pe care Biserica Catolică o va proclama fericită, adică echivalentul de sfântă pentru ortodoxi. Veronica Antal a fost beatificată de Vatican în urma deciziei Papei Francisc.
după ce a fost ucisă cu 42 de lovituri de cuțit ca să-și apere neprihănirea. Povestea întreagă a acestei femei o găsiți în pagina 6 din evenimentul regional. Eu am o informație din ziarul de Ceahlău. V-am spus că vreau să vină primăvara, vara deja. Ștrandul municipal din Piatra Neamț a fost preluat de primărie. Primăria are în vedere mai multe proiecte pentru ștrand, printre care și un orășel al copiilor. Citez, este un proiect pe care dorim să-l începem anul acesta și să-l finalizăm cel mai târziu în vara anului următor și pentru că discutăm de ștrandul municipal, odată cu trecerea lui în administrarea primăriei, ne dorim să-l putem face din nou atractiv, nu doar pentru sezonul de vară, ci cred în transformarea lui într-un parc de distracții care să funcționeze pe toată perioada anului, a declarat consilierul local Romel Bârjovanu. Foarte frumos, mergem acolo la Piatra Neamț și ne dăm nu doar cu telegondola, mergem și la ștrand, parc de aventură. Mergem, uite, pentru cei care nu știu, uite cum ar trebui să arate, deci de pe tabletă vă arăt, noul stadion al nostru de aici, de la Iași. Arată foarte futuristic, așa. Da, SF, de-a dreptul SF. Ce amplasamente a luat în calcul primăria pentru noul stadion. Despre asta este vorba în articol, dar fotografia este ceva... Da, eu aș întreba, mai avem nevoie de un stadion? De un stadion avem nevoie? Da, de câte lucruri n-avem noi nevoie. Da, stăm foarte bine cu fotbal. E pe goluri. Însă mergem acum la Timișoara și ne salutăm colegii de acolo, vedem ce ne-au pregătit. Bună dimineața! Neața bună, Anca! Neața bună, dragilor! Iaca a trecut Eurovizionul, semifinala de la Timișoara. Felicitări! Am reintrat și noi în munca aceea de toate zilele. Suntem cu domniile voastre acum și îmi propun să discutăm despre un loc aparte pentru Banat, pe de-o parte, pentru țara întreagă, pe de alta și pentru Europa, dintr-un anumit punct de vedere, fiindcă Băile Herculane este prima stațiune balneară din România, prima stațiune din sud-estul Europei și una dintre primele din lume. Împăratul Traian, pe la 102, a început să muncească la ea, iar romanii o considerau o sursă extraordinară de energie, fiindcă aerul este acolo foarte ionizat, iar băile acelea termale fac minuni. La 1736, pe vremea Imperiului Austriac, s-a refăcut stațiunea și a mers bine, mersi, vreme multă. Din păcate, de ani buni, Băile Herculane se află într-o paragină rușinoasă, i-am spune noi. Iaca, la Timișoara există o mână de studenți la arhitectură care, împreună cu ai lor coordonatori, au hotărât să meargă la Herculane, să îmbrățișeze una dintre clădiri, Băile Neptun, pe numele ei, și să facă treabă, în sensul că își propun să o restaureze, au aprins chiar lumina în clădirea Băile Neptun, după 17 ani de întuneric. Oana Chirilă, servus, mulțumesc! Bună ziua! Mulțumesc pentru că ești aici! Și eu mulțumesc pentru că v-ați gândit să vă îndreptați înspre Băile Herculane, să vă lăsați amprenta asupra acelui loc, într-o binele nostru al tuturor până la urmă. Da, și noi suntem fericiți că putem să ajutăm Băile Herculane atât cât putem. O asociație care se cheamă Locus ați înființat voi. Da, destul de recent am înființat asociația. Când am început proiectul, nu eram o asociație, din păcate, însă mersul lucrurilor ne-a împins să facem acest pas. Herculane Project. Da, așa se numește proiectul. Oficial. Oficial. Ce înseamnă asta mai exact? Ce ați făcut? V-ați dus acolo, ați bătut la ușile autorităților publice, pe de altă parte ați contactat specialiști, ați făcut o echipă. Cum s-a întâmplat? Povestea a început destul de spontan. Am făcut o excursie la Herculane de studiu și în urma excursiei am decis să scriem un articol despre Băile Neptun, fiindcă am fost șocați de stadiul în care se aflau. Și mai apoi, văzând cât impact a avut acel articol, am decis să începem un proiect de nu este încă de reabilitare, dar sperăm să ajungem acolo. Ați făcut și un eveniment în octombrie. Acum. Da, la începutul lunii octombrie am făcut un eveniment, Băile Neptun în Cotro se numea, și evenimentul a avut ca scop cumva conștientizarea populației asupra evenimentelor din Herculane, patrimoniului, și ne-am dorit cumva să strângem la oaltă și o serie de specialiști pentru a vedea care sunt pașii efectiv pe care trebuie să-i urmăm.
Vorbim despre o stațiune, spuneam, nu de tradiție, ci despre o legendă de adevăratelea. Băile Herculane, știți mulți dintre domniile voastre, probabil se află pe Valea Cernei, la 25 de kilometri de granița cu Serbia. Apele termale de acolo sunt foarte, foarte, foarte bune pentru sănătate. De aceea, timp de sute de ani, oameni de rând și personalități foarte importante, printre care împărați din lumea asta, au trecut pe acolo. E destul de neînțeles pentru mine faptul că o asemenea perlă, Carlo Vivari al Banatului este denumit Herculanele, e lăsată în paragină. Ce crezi că s-a întâmplat acolo? Unde-i buba, de fapt? De unde a plecat discrepanța asta între ce ar fi normal să fie Herculanele, ce a fost cândva și ce a ajuns? Problema a plecat când s-a dat startul privatizării, practic, uh-huh. Și toate monumentele au fost vândute unor privați care mai departe le-au vândut și astfel s-a pierdut cumva interesul de a investi acolo, fiindcă un monument de obicei necesită foarte mult întreținere și necesită sume mari de bani pentru a putea funcționa la standardele actuale. Da, dar vezi, Oana, se presupune, după știința mea, că un monument, da, vorbim despre Băile Neptun, care este clasificat în clasa A, și aduce bani ulterior, fiindcă atrage turiști. Da. Despre asta vorbim? Da, da, de acord. Însă situația juridică nici nu permite, de exemplu, atragerea de fonduri deocamdată și situația cumva este încurcată din aceste puncte de vedere. Dacă situația juridică a clădirii, de exemplu, Băile Neptun ar fi una clară, s-ar putea accesa fonduri europene, norvegiene, de la Ministerul Culturii, însă nimeni nu-ți dă bani dacă nu ai o situație clară juridică. Nu știu alții cum sunt, vorba lui Creangă, al vostru, dragilor colegi de la Iași, dar pe mine mă doare sufletul de-a dreptul când văd clădiri de patrimoniu lăsate în paragină. E vorba de clădiri care au sute de ani vechime și care ne reprezintă pe noi ca popor. Acolo ne sunt rădăcinile și e mare păcat să le pierdem, fiindcă până la urmă la asta se ajunge. Degradarea asta permanentă duce la distrugere, într-un fel. Da, degradarea duce la distrugere. În același timp, cum să spun, acolo nu este doar vina autorităților sau vina privaților, este și vina comunității, fiindcă nu și-a spus cuvântul. Nu a reacționat la momentul potrivit și, în plus de aceasta, foarte multe persoane nu tratează acel monument ca fiind important. Scriu din neștiință, el, din da, ignoranță. Din neștiință, ignoranță. Uh-huh. Oana, crezi că asta supără? Este o problemă a noastră ca neam? Faptul că noi, despre comunitățile care formează țara asta, mă refer, nu suntem destul de conștienți de faptul că depinde și de noi înșine, de fiecare în parte, să protejăm patrimoniul ăsta care e foarte important, de fapt. Da, desigur. Ai sesizat ignoranța asta? Da, și nu doar că nu protejăm, dar și dacă ar fi să intervenim, multora le este teamă și nouă ne-a fost teamă inițial, nu știam exact cum să începem, ce să facem, însă cred că trebuie făcut un prim pas, iar de acolo lucrurile... Sunteți 8 studenți, am înțeles eu, da, bine, la arhitectură, cu profesorul vostru Bogdan Demetrescu, arhitectul da. Bogdan Demetrescu în frunte. Acest grup, dragilor, pentru proiectul Herculane Project a obținut o diplomă de excelență în regenerare urbană dinspre registrul urbaniștilor din România. O diplomă foarte importantă pe care domnul Radu Radoslav și echipa domniei sale o dau acelora despre care ei, arhitecții, consideră că au un cuvânt important de spus în ceea ce va să vină între ale regenerării urbane. Oana, următorii pași care sunt pentru voi? Următorii pași sunt finalizarea proiectului tehnic și a intervenției de urgență, finalizarea strategiei, fiindcă lucrăm și la o strategie pentru întregul centru istoric. Și sperăm să ajutăm atât cât putem și pe alte monumente în Băile Herculane. Părerea mea este că copiii ăștia între 20 și 30 de ani sunt generația care vor salva ceea ce mai e de salvat în țara asta, cel puțin la noi în Banat. Așa, se vede. Anca?
Da, mulțumim mult, vă ținem pumnii. Întregul segment din această emisiune este dedicat cunoașterii țării noastre, care este atât de frumoasă. În continuare avem și noi un reportaj de la Gala Premiilor Asociației Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România, pentru că la Râmnicu Vâlcea s-a desfășurat sâmbătă 13 ianuarie 2018 gala acestor premii, ediția 2017, și la gală a fost recompensată activitatea deosebită a unor jurnaliști, scriitori, fotografie, universitari, manageri din turism. Urmărim reportajul și apoi revenim cu invitatul nostru din această dimineață. Gala Premiilor Asociației Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism din România, ediția 2017, a avut loc în acest an la Râmnicu Vâlcea. Cu acest prilej a fost recompensată activitatea deosebită a unor jurnaliști, scriitori, fotografi, universitari, manageri din turism din întreaga țară. Ediția de anul acesta a manifestării s-a aflat sub spiritul marelui nostru poet Mihai Eminescu, ca în fiecare an, și al centenarului Marii Uniri de la 1918. Asociația a oferit premiul ca la mama acasă familiei Mariana și Gheorghe Mila, administratorii pensiunii Major Garden din localitatea Dărmănești, care a fost ridicată în 2008 cu fonduri SAPAR. Nu prea contează atât de mult unde te ascunzi. E important să te găsească cine trebuie. Și pe dumneavoastră vă găsesc turiști? Ne găsesc foarte mulți. Ne găsesc prin Franța, din alte părți. Eu vorbesc limba franceză, soția vorbește germană și ceva francez. Eu vorbesc și eu germană. Ne înțelegem cu ei, ne descurcăm frumos și avem o zonă care cel puțin nouă ne place, așa cum este acolo. Dumneavoastră aveți și o afacere care asigură, să spunem, baza produselor pe care le folosiți în bucătărie, materia primă. Da, da. Avem 500 de oi, avem vaci, avem porci, avem diverse. Deci mă ocup eu în special, că ea nu se ocupă. Mă ocup de zootehnie și de agricultură. Avem serele noastre, avem, deci se poate la noi lua oricând ceva natural și ecologic. Un premiu special pentru eroism și sacrificiu, intitulat Între viață și moarte, a fost acordat salvamontiștilor Sorin Liviu Pandelea, Nati Jose postmortem și Lucian Drăgan din Vatra Dornei. În ziua de 1 decembrie, cei trei temerari au încercat să urce tricolorul în munții Călimani. Au fost surprinși de o avalanșă, rămânând blocați sub nemeți. Lucian Drăgan a fost salvat pentru Nati Jose, nu s-a mai putut face nimic, în timp ce Sorin Liviu Pandelea încă nu a fost găsit. Premiul Natura, Aventură și Scriitură a revenit alpinistului Cătălin Crețu din Iași pentru scrierile sale despre ascensiuni și călătorii publicate în revista România Pitorească și în mediul online. Este un premiu care se datorează pasiunii mele, pasiunii pe care o am de mulți ani, și anume mersul pe munte, pe orizontală, pe verticală, cățărare, alpinism, despre asta este vorba. Așa că nu pot decât să mă bucur. Premiul a fost însă mai mult pentru scriitură, pentru faptul că ceea ce ați văzut, ce ați simțit, ați transpus pe hârtie. Da, e un lucru firesc și de bun simț. Când îndrăgim ceva, simțim nevoia să promovăm acel lucru, să-l facem cunoscut sau să atragem și alți oameni în domeniul ăsta. Premiul Cartea care zidește a fost acordat publicistului ieșan Vasile Arhire pentru volumul Ghici, cine revine la cină, apărut la editura Junimea Iași. Asociația Jurnaliștilor și Scriitorilor de Turism împlinește în acest an 6 decenii de activitate. Este una dintre cele mai vechi asociații profesionale sau profesioniste din turismul din țara noastră, și înființarea lui, lucru foarte ciudat, corespunde cu o perioadă de deschidere sub aspect turistic spre vest. Cu prilejul galei a fost vernisat și Salonul Național de Fotografie Turistică 2017. Ce subiect frumos, nu? Chiar e foarte frumos. Alături de mine se află Cătălin Crețu. Bună dimineața și felicitări pentru premiu.
Natură, aventură și scriitură. Care e ordinea? Natură, aventură, scriitură? Aventură, scriitură? Aventura este așa, ca să dea bine, să zicem. E o aventură firească. Deși sunt riscuri acolo. Sunt riscuri, evident. Mă uitam chiar de curând pe pagina dumneavoastră de Facebook și vedeam că ați făcut câteva ședințe de kinetoterapie. Da, n-am avut un an bun. Sunt accidentat, dar iarăși e firesc. Când practici de mulți ani, sunt vreo 15 la mine astfel de activități care țin, mă rog, alpinism, cățărare, cumva e firesc. Și o mașină se uzează și o mai duci în servis. Anul trecut eu am fost mașina asta care a stat mai mult prin servisuri. Sunt spre bine, să zicem. Îmi place foarte, foarte mult atitudinea pe care o aveți. Cred că natura, în general, te schimbă și te face să accepți anumite lucruri. Și spun asta din propria experiență. Am stat 3 săptămâni la cort și după alea 3 săptămâni mi-am dat seama că pot fi și altfel decât sclifosită. Nu mai e cu pretenții și... Exact, asta e partea bună. Da, accepți lucrurile și îmbrățișezi ceea ce ți se oferă. Ați găsit asemănare între alpinism și... scriitură, nu știu, în scriitură ai nevoie de prize. Evident. Da? Alpinismul, de fapt, ce este? Este o bucată de viață pe care după aceea o translezi în viața de zi cu zi și chiar și în scris. Adică sunt niște repere pe care le ai și sus, pe verticală, dar le ai și jos. Altfel nu se poate, nu prea poți trișa. Nu poți trișa? Că în viața de zi cu zi mai trișezi. Dacă trișezi la 300 de metri deasupra pământului, nu o să fie bine, cu siguranță. Nici ție, nici partenerului. Și atunci capeți obiceiul ăsta și îl porți după tine și jos, să zicem, în viața civilă, în viața orizontală. Poate că și prietenia capete alte valențe acolo sus? Cu siguranță are cel puțin... să zicem, o treaptă în plus. De ce? Pentru că în ceea ce facem noi cățărătorii, trebuie să știm că depindem foarte mult unul de altul. Adică decizia unuia este o decizie luată pentru toată echipa. Și atunci lucrul ăsta, vrem nu vrem, schimbă un pic relația, o consolidează și de multe ori, iarăși vorbesc despre oglindă, de multe ori relația aceea strânsă se oglindește și înapoi acasă, în oraș, că nu trăim pe munte 100% din timp. Suntem homo sapiens, nu capre. Deși vara cred că sunteți foarte activi și nu doar vara. Nu ținem cont de anotimp în niciun caz. Pentru că există cățărare pe gheață, există creste pline de zăpadă, iarna e o cu totul altă provocare. Care sunt traseele preferate din țară și apoi vă întreb și din Moldova? E avem greu. Și niște imagini superbe în acest moment. Astea nu sunt chiar din țară, sunt din Dolomiți. Pentru că în anii ăștia am ieșit de câteva ori prin Alpi, prin Dolomiți, prin Croația, prin Bulgaria, Grecia, pe unde ne-a dus curiozitatea, ne-a purtat curiozitatea. În țară, Carpații sunt foarte diversi din punctul ăsta de vedere. Avem pereți mari de calcar, de conglomerat, chiar de granit, un pic incomparabil cu ceea ce în Alpi, dar avem. Deci este diversitate. Din Bucegi, din peretele Văii Albe, până în cheile Turzii, cheile Bicazului, Piatra Craiului. Există în România un capital de trasee de alpinism cu care nu ne facem de râs nicăieri. Și ideea este că dacă ne pregătim aici, în țară, avem condiții să ieșim și să cățărăm în pereții mari din Europa și nu numai, de la egal la egal cu cei de acolo. Vatra Dornei? Vă place? Vatra Dornei îmi place, dar nu este o zonă de cățărare pentru mine. Dar răul este, îmi place, deci nu fac doar cățărare, fac orice, alergare montană, merg la maratoane, schi de tură când apuc drumeție. Știți de ce? Drumeție. Pentru că mergem chiar acum la Vatra Dornei. Bine, prin telefon se află domnul Petru Ariciuc, șeful serviciului Salvamont din Vatra Dornei. Bună dimineața! Bună dimineața și la mulți ani! Mulțumim, la fel, cum e vremea acolo în Vatra Dornei? Vremea, la nivel național, ați văzut că a început să se încălzească puțin, dar zăpada rezistă pe cele trei pârți, Parc Veverița și Telescaun. La noapte am văzut că vom putea băga și turnurile din nou pe pârție. Este o vreme foarte bună, încă este iarnă și așteptăm turiștii și mai ales vacanța copiilor, pentru că la o săptămână după vacanța copiilor, Primăria Vatra Dornei organizează și sărbările zăpezii. Deci noi suntem încrezători că vom avea zăpadă încă
noi sperăm până la începutul lui martie. Ce, să discutăm puțin și despre premiul pe care l-ați obținut, un premiu special acordat pentru eroism și sacrificiu între viață și moarte. Ce înseamnă acest premiu pentru Salvamont Vatra Dornei? Pentru Salvamont Vatra Dornei ar trebui să însemne o recunoaștere a eforturilor făcute în promovarea tot ceea ce înseamnă turism montan, de respect față de munte și respect față de oameni. Din păcate, acest premiu a venit și pe fondul a ceea ce s-a întâmplat în luna decembrie, de Ziua Națională a României. Înseamnă foarte mult. Acest eveniment a creat foarte multă empatie față de ceea ce merg pe munte, față de apoi ulterior, față de tot ceea ce înseamnă marea familie Salvamont, alpiniști, schi de tură, tot ce înseamnă montaniar la nivel național. Cei doi care și-au pierdut viața în acea tragedie erau cunoscuți în zona noastră, în Moldova, ca mari amatori de sporturi extreme, de turism activ. Schiaseră pe cele mai periculoase pârti de off-pist din Europa, au escaladat Mont Blanc. Discutăm aici de un cuplu, da? Deci nu doi băieți puternici, este vorba de Sorin și Nati, Sorin și logodnica lui. Și împreună făceau o echipă imbatabilă. Din păcate, trebuie să ținem cont tot timpul și de vreme. Dacă statistic, în luna noiembrie, pentru că totuși era sfârșitul lui noiembrie, dacă în luna noiembrie nu se ia un calcul producerea unor avalanșe, uitați că trebuie să recalculăm, să regândim tot ceea ce înseamnă eventualitatea unei avalanșe pe un versant abrupt. Iar ceea ce s-a întâmplat de la 1 decembrie până acum, la nivel național, ne îndreptățește și nu numai pe noi, dar au fost câteva discuții și la nivelul comisiilor de avalanșă din Asociația Națională a Salvatorilor Montani. Trebuie regândit puțin instabilitatea atmosferică din ultima perioadă, perioadele de frig, apoi cald, perioade cu temperaturi ridicate, creează o instabilitate dinamică pe toți versanții din România. Da. Asta înseamnă că avalanșa poate produce oriunde. Și acel premiu înseamnă că eforturile care le facem noi de promovare a zonei montane, a țării domnilor, a mersului pe munte, a tot ceea ce înseamnă ecologizare, turism verde, nu sunt făcute în zadar. Toate eforturile noastre se regăsesc undeva. Așa este într-adevăr și vă mulțumim că sunteți acolo pentru noi. Toate cele bune și invităm turiștii să vină în Vatra Dornei. Ați avut astfel de momente în care să vă aventurați, poate? A te aventura acum depinde cum o faci. Dacă o faci cu bună știință și ți-asumi niște lucruri știind că niște riscuri, știind că acele riscuri există, ca echipă, da, vorbesc. Deci nu, să spunem, eu sunt pregătit, celălalt mai puțin. Dacă celălalt este mai puțin pregătit, nu mergem acolo. Ne oprim. Aha, ne oprim. E vorba de echipă. Da, riscul trebuie gestionat și nu ai cum să le eviți. Da? Deci este inerent unei astfel de acțiuni și ca să nu o lungim foarte mult, din punctul meu de vedere pot spune că se poate întâmpla oricui, absolut oricui. Ceea ce se poate întâmpla unui începător, se poate întâmpla și unei persoane cu experiență. Chiar dacă conștientizează un anumit risc și îl asumă, poate evita, se poate întâmpla să nu reușească. Deci se poate întâmpla. Ceea ce faceți dumneavoastră e clar și un act de curaj, dar care sunt lucrurile de care vă e teamă acolo sus? Sau nu vă e teamă? Și tocmai asta oferă adrenalină. Ba da, teamă. Există frici, un poate soi de teamă, să spunem că este segmentată. Sunt anumite porțiuni de care ne este teamă într-un traseu. Da. Partea frumoasă este tocmai felul în care reușim să depășim teama aia. Adică în cățărare, în alpinism, vorbim la prezentul continuu. Ești acolo 100%, nu te gândești la nimic altceva. Wow. N-ai cum altfel, trebuie să fii concentrat, să fii acolo și
Și tocmai asta e partea frumoasă, că lași deoparte probabil știți alte că... lucruri, da. Și te încarci cumva cu ceea ce e în zona aia. Probabil știți că sunt multe cărți și multe tehnici de meditație, că tot am vorbit astăzi de meditație, de cum să fii prezent și să fii în acest moment, puterea prezentului, Eckhart Tolle și multe, da, alte lucruri. Vă reușește așa? N-ai de ales. E simplu la noi, pentru că dacă nu ești concentrat, dacă îți disipi un pic motivația și puterea de concentrare, s-ar putea să nu poți depăși anumite pasaje, și dacă nu le depășești, sunt pereți din care nu poți ieși decât pe sus, nu te poți retrage, și atunci e bine să fii acolo, să te, da, concentrezi. Păi văd imagine, nu e chiar ușor ceea ce faceți, însă cred că e și o senzație care îți oferă adrenalină și adrenalina asta te recheamă acolo pe munte, pe orizontală, pe verticală, da, nu contează. Independență. Revenind la scriitură, când vine scriitura? După aventură? Sau când? Sau în același timp? Pe vremuri scriitura venea într-un mod firesc, ca un exercițiu pe care aveam, să zicem, bunul simț să-l practic în studenție. Scriam. Am continuat cu un jurnal, o agendă pe care o tot aveam prin rucsac, pe vremea iarăși când umblam cu lunile, da, pe munte. Și a rămas, vine destul de ușor să o fac. Adică mi-a, nu știu, jumătate de oră, o oră. Dacă un soi de rememorare. Când sunteți acolo pe munte? Sau nu, când ajungeți, nu, acasă? Nu, când umblam cu agenda în rucsac, da, seara la, da, cort, jumătate de oră, mă zgălam eu acolo una alta. Mai mult așa, ca un soi de... De jurnal, de bord sau... Chiar jurnal, chiar așa îi pot spune. Personal, nimic, fără pretenții de scriitură bună, publicabilă, în niciun caz. Apoi a venit un soi de modă cu online-ul, cu blogul, cu postări pe site-uri gen Picasa, și cam toți încercau să scrie, dar după, nu știu, după un timp scurt a dispărut interesul ăsta. Și de asta mă bucur că există un loc în care poți publica acum în România, revista aceasta, România Pitorească. Avem România Pitorească. Pentru că, din păcate, deși suntem în 2018, nu ai multe posibilități să ai un articol in print, nu vorbim de online, pentru că online-ul astăzi este, omul l-a văzut, l-a uitat, sunt multe, nu prea mai prezintă așa interes. Ce-i mână nu-i minciună, cum s-ar spune. Da, e o revistă care apare trimestrial, pe care am prezentat-o și noi aici. Sunt mai multe articole pentru care dumneavoastră sunteți premiat. E un cumul așa. Da, scriu de câțiva, nu mai știu, 3 ani, 4 ani, cam așa. Felicitări pentru ceea ce faceți. Nu știu care este urarea pentru un alpinist. Priză bună, nu știu ce ar trebui să vă urez. Și scriitură la fel de bună. Și vă mulțumim mult de prezență. Gata și pentru astăzi, să aveți parte de o zi cât mai bună. Ne reîntâlnim mâine de la ora 8.